Bun, hai să vedem linia orizontului aici. Problema e că arată ca în axonometrie și nu ar trebui să arate ca în axonometrie. Trebuie să fie mai mult în perspectivă. E bine că ai făcut asta, ai făcut poza invers, dacă se vede foarte clar unde este greșit. Eu sper că această coală este un 50x70 pus pe orizontală sau ceva, da? Încearcă și tu să faci ambele pe aceeași foaie. E mai simplu, da? Hai, asta corectată în perspectivă. Și să încercăm să punem toată linia de construcție. Stai așa. Plat, în ce în ce mai deschis. Trebuie să aibă și asta o umbriță purtată și o umbriță proprie, da? Cârpa aceasta. Vezi lipsa asta, că dacă faci umbră, trebuie să fie la fel de deschisă ca baza. Probabil că baza e un pic și ea mai deschisă. Da? Iar și o linie a orizontului, asta apare iarăși în axonometrie. I-ai furat papionul unui stripper din ăla, da? E bine. Da, hai pune aici un emblema aceea, da? Poți să faci asta, în fine, pe lângă elipse, care sunt cam necesare. Mi-e un pic greu să o văd pe asta întoarsă în oglindă, da, de ochi. Da, se pui aici un pic de ceva, un pic mai mult contrast. Se pare că astea sunt în interior așa, bombate ca să intre pe suport, cum ar veni, știi? Poți să dai și un fundal, cu un pic asimetrică compoziția asta, da? Mai închisă în partea asta. Hai să vedem. Deci e bine, da? În orizontului, aceeași chestie. Am trebuit să aici un șal. Elipsele neapărat să le văd. Da? În funcție de asta o să ne iasă toată compoziția. Iar și lemnișor. Cât mai mult lemnișor. Scutul ăsta de spartan pune și tu la o treime. Dacă aici e linia orizontului, pune undeva pe aici, pe la o treime. Fundal, iar să nu pară simetric. Ce să faci? Trebuie să treci prin chestiile astea până te obișnuiești. Uite, fundul ăsta e mai ok. Merișorul este ok, dar umbrița asta trebuie să fie un pic mai închisă, da? Că să fie în prim plan. Al naibii merișorul l-ai pus fix în poziția la plutonul de execuție, dar nu poți să-l întorci un picuț, ia. Să-l întoarcem un picuț așa, să vadă un pic mai în perspectivă, știi ce zic? Da? Hai, next. Așa, Andreea, da, avem aici, mai puteți să-mi fac scările. Da, problema e că dacă aici este așa, aici trebuie să fie unul. Și din prima avem o situație, fiindcă sunt treptele prea mici. Dar ne luăm după linia orizontului la chestiile astea. Da. Imediat. Bun. Hai să vedem aici, trebuie să fie un degradeu. Încearcă să nu... Sunt cute chestiile astea, bine, le pui așa ca pentru început să ne mai jucăm un pic, știi, dar încearcă să menții cât de cât curat. Dai seama, omuleții ăștia sunt un pic mai mari, automat, cât să fie până la linia orizontului, da? Foarte bine. Aici, da. Hai, fibra asta un pic mai cu degradeu, față, da? Aici un pic de degradeu de umbriță, un fundal fals, da? Nu sunt rele elipsele astea, nu prea mi-e clar unde e linia orizontului. Aici undeva? Dacă e aici undeva, trebuie să fie elipsa asta mai plată. Da? Ce ziceam mai devreme, o să zic, da? O să tot judece după elipse. Nu vrei să pierzi punctaj la chestii genul ăsta. Foarte bine că e bine construit ca, da, e serios construit ca desen de linie, da? Hai, pune aici partea aceea de detaliu, pune un pic de, da? Un pic de degradeu. Umplem pe aici cu un pic de vin, da? De șampanie ar trebui, în teorie. Pentru șampanie, cred că totuși trebuie să aibă aici un ceva, un blazon ăsta un pic mai bine editat și să țină mai bine de gât. Da? Foarte bine. Hai, degradeu și aici. Un pic de degradeu pe pahar, că trebuie să fie o reflexie din aceea distorsionată. Da, aici un pic pufi în perspectivă. Nu uita să construiești perspectivele astea, elipsele astea verticale în perspectivă. Da? Un pic cam lung, să fie un pic mai scurt, se deformează, da? Să zice un pic mai așa, mai, da? Deci înălțimea asta o să fie mai scurtă în perspectivă. Nu e rău, dar cum ziceam, șampania să aibă o emblemă aici ceva,
un pic ăsta să fie mai bombat, de un chenăraș, dă-i, da, niște flutter, flutter fals, da, evident, se putea altfel, ai niște umbrițe în stânga, purtate, așa, aici e bine, e, aici trebuie să fiu un pic atentă, fiindcă dacă aici e linia orizontală, ceea ce n-ar fi chiar rău, da, înseamnă că la 3 metri trebuie să cam fie sub panta noastră, da? Zicem că aici e 1,65, aici e 1,50 și aici e 3, da? Deci scara asta o să urce cam până aici. Și fost tu mai lată ca să aibă loc oamenii să chiar să urce aici. Uite că eu pot să fac corecturi la desene și în timpul nopții, cred că deodată așa, știi? Nu în timpul nopții, că le fac și în timpul nopții, adică deodată așa, de sol, pur și simplu, da? Stai că ceva mai lipsește. Da? Și după aceea balustrada are un metru, da? Și o întoarcem. Întoarcem și aici se vede intradosul. Pic complicăciune. Da. Bun. Da, da. Vezi și tu asta se întoarcă. Se întoarcă și pe partea asta. Știi tu ce zici, Fania, da? O completează acolo. Ce că ai probleme la bac, Fania? Doar atât ai desenat. Da. Super. Nu știu pe ce stă aici. Ori o cărămidă deformată. Da. Hai, lemnișorul ăsta să vină și el cu, da, scaunul cu niște umbrițe. Poți să-l mai faci, să-i pui o pernuță măcar, știi? Să pară un pic mai nedintopor, știi? Ce o greșeală de perspectivă asta, se va duce în jos, da? Hai să vedem. Elipse, elipse. Deci, dacă e un pahar, să zic, e prea, și prea mare. Da? Gândește un pic un pahar față de, da? Poate un pic mai mic. Dacă e prea mic, după aceea arată nașpa, poate un pic mai în față. Știi? Da? Și te scos cu umbra aici ca să obții efectul ăla de, da, să fie plină planșa, să nu fie badea, da? Ucica asta nu e rea, e mai mult gura de ea. Nu prea are eficiență, să zicem, da? Poți tu mai masivă un pic, da? Poți să mai pui niște elipse pe aici. Ce ar veni, nu știu ce este chestia asta. Reflexia pe asta e ok, da? Deconstruită această reflexie. Avem cum o arăta. Este planul de simetrie, da? Și de aici ar trebui să apară. În păcate este la unghi, deci imaginez că punct cu punct se ducă cumva perpendicular pe asta. Da? Tot este ax de simetrie, din păcate. Și tot va trebui să ducă în perspectivă. Deci totul se vadă foarte puțin. Sugestia mea e să pui oglinda un pic mai aproape. Are sens, sigur, ce zic, da? Și ar fi distanța asta, o duci până aici și, da, mai mare oglinda și se vede un pic mai mult din imagine, da? Bun, da, foarte bine. Da. Grosime aici, da, da, de acord, da, muchii aici, da. Deci tu rampa asta în interior aici. Da, da, ce asta? Trebuie să vină 5, cam un metru trebuie să aibă, da? 5 trepte. Nu se poate doar atât, dacă nu, nu e eficientă balustrada. Te împiedici de ea și cazi. Da? Nu uita, atât arată un pătrat deformat în perspectivă. Dar nu este țeavă de asta. Nu mai fă târgui frumos țevi. Țevi din asta, nu vreau să-l mai văd. Carina, da. Da. Prins asta cu proporție. Foarte bine, da? Da, și aici poți să mai închizi, poți să nu mai închizi, poate cilindrul ăsta să vină așa și cu un gol sus circular. Dacă e așa, mai pui un rând de, da? De stâlpi. Sunt pătățele cât de cât ok. Foarte bine, Carina. E bine că sub o formă sau alta. Da. Îmi place scutul ăsta aici, magic. Pune și tu o treime. Da, nu uitați de trucurile astea de embleme, ci ori fie ele puse la o treime, scris, etichete, da? Are lipse peste tot. E prea mare paharul ăsta. Este un pahar de vin, de acord. Ăsta de șampanie trebuie să fie mai finuț, da? Este de la de mega băute, da? De la de bomboane, de plastic, da? Fă-l mai micuț un pic. Da? Și hai să vedem umbrițele astea cum ar fi ele. Dacă cade bine aici, o să-i pui rostul ăla de, de flutter, de chestii. Da?
un fundal strong aici să sară în evidență, merge. Dar mai să nu știu ce li se ia planșa asta. N-are nicio logică pentru mine. Nu știu ce li se ia planșa asta. N-ai înțeles subiectele de ași, că sunt cele curente, adică astea. Da? Mai fundal. Caruiaș. A secțiunile astea îngroșate. Fundal. Foarte bine. De copil chinuit aici. Foarte bine. Păi prin chinuit crești. Nu crești prin... da? Prin chestiile simpluțe. Așa se regade și orizontala. Hai, încearcă să înțelegi cum vin astea. Cum vine verticala aia, cum se duce în stânga și în dreapta. Cum vin umbrițele. Nu? Așa se regade și orizontala dreptunghiași. Presim drame azi. Da? Hai și în spate la fel și ne unim. Da? Aici. Asta vine de sus. Deci îi duci din mijloc, dar se oprește aici. 60 de grade și orizontala vine aici. Punct, 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 punct. Și iese așa. Hai, înțelege cum vine pe mijloc înălțimea aia, da? Da, așa un pic. E orizontală aproape falsă. Dacă mă imaginez că de la perspectivă, Fernanda, ce mi-arăți aici e magic, dar nu înțeleg nimic la ce mult. E o geantă. Asta e bine. Asta ce este o... ceva de ucis oameni, nu știu, de bătut oameni. Păi știu, mânărul mai mare, că e un pic prea... observ cât de sofisticate sunt aceste subiecte, nu? Nu sunt. Asta este. Nu știu, tubul ăla să fie vertical. Dacă e tub de arhitectură, da? Ucica asta este falsă, da? Pune și tu un pic mai, oglinda un pic mai aproape, da? Pune gâtul un pic mai mare. Prea este ca o cărămidă. Să vină și un pic mai finuț. Ne auzăm pe aici, să fie foarte deschis. Da? Așa se spune Fernanda. Da. Să le-a putut termina, nu? Merge, da. Încearcă să-l oprești și tu un pic mai spate. Eu nu înțeleg totuși ăsta de ce nu este... sunt chestia asta care nu spică fisa, știi? N-am ce să-ți fac aici. E ca și cum... să fac corectura de 20 de ori, dar tu nu vezi că ăsta este un L. Un U, pardon, da? Ăsta la fel trebuie să fie un U. Da? Că te țin eu minte, aici este un semicilindru. Andrei, da, foarte bine. Foarte bine. Hai să văd și eu upgrade-ul ăsta, da? Parcă vorbesc alienă câteodată. Nu desenăm doar să desenăm, că e drăguț. Desenăm ca să facem upgrade-urile alea. Nu e rău, pune și tu elipsele astea. Uită-te la Andreea Zăroc, i-a întâlnit cel mai bine. Da? Hai, lemnișor, nu e rău desenul. Doar trebuie să-i dea un pic de inflexiuni. Că e prea plat momentan. Un fundal și ne-am scos. Da, foarte bine. Foarte bine. Ha, grosime aici. Dacă încet, încet, foarte bine. Asta e și perspectiva aceea. George, da. Uite aici, mă, negă. N-ai bac, dar tragi. Foarte bine. Încearcă să-i prinzi aici un pic de... da, un pic de negrit. Întărește un pic fladerul ăsta. Problema aici la ce este? La H. E bine, sunt mai multe probleme, da? Un desen din ăsta nu arată bine, nu că e o chestie greșită sau ai uitat o chestie, încă nu vezi, da? Hai de un degradeu în jos aici, da? În direcția de jos. Fladerul ăsta mai închis în față. Încearcă să scoți tridimensionalitatea aceea. Și din desen de linie, și din degrade, da? Și un pic de ceva în față aici. Hai, întărește și mai mult de umbrițele mai clare aici. E o problemă cu elipsa asta, că este prea deschisă, da? Pentru că de aproape este de linia orizontului. Cum? Sticlele acestea au nevoie și ele de o umbriță proprie, că sunt un cilindru, da? La o treime așa, da? Trebuie să se ducă curbura aceea. Știi tu ce zic? Da? Asta s-a făcut ca micuță pe aici deodată. Dacă vrei să aibă umbră pe partea asta, cum zici, pune o cârpă. Da? Și pică pe cârpa asta. Ridică cârpa mai sus. Da? Și cade ea în partea asta. Adică poți să-i dea și un pic de... asta poate fi întărit, asta poate fi... da? Frunzulița acolo poate fi un pic hașurat după flutter, da? Unul deschis, unul închis. Tot așa, în față doar, George, dacă să-i scoți dimensionalitatea. Foarte bine. Problema e că nu știu unde e linia orizontului, undeva pe sus. Da? Observ greșeala de perspectivă, sper.
Dacă aici e linia orizontului, pe tot desenul ăsta e greșit. Să se vadă ăsta. Să se vadă ăsta. Da? În oglindă totul. Știi ce zic? Hai, dă-i niște flutter. Hai să rezolvăm cu compozițiile astea simple. Cu chestiile astea care sunt destul de copy-paste-uri. Da? Un fundal. Hai, de reflexiile pe sol. Cârpa asta e un pic mai fo... Nu știu, un pic mai... Ce crinerul ăsta e mai... Un pic de tot mai jucată. Știi, să fie mai 3D un pic. Da? Și umbrițele neapărat. La o treime. Da? Ha. Foarte bine aici, da. Da. E o problemă cu perspectiva, în schimb. Da, scara aceasta. Ce este perspectiva aceasta? O prismă triunghiulară. Din mijloc de aici îi dăm un din ăsta, da? Și ce face această? Trebuie să ducă așa și ar trebui să ducă... Vine până aici, o întindem mai în față atunci și dăm o paralelă, da? Muchii înclinate în față. Ce înseamnă o paralelă în perspectivă? Trage aceeași punct de fugă care e undeva foarte sus, da? Asta prin experiență le obții, da? Efectele astea. Hai să adăugăm nivelul. Vine înclinat, se duce drept și vine înclinat iarăși. Deci se vede mai clar că e mai puțin deformat, da? Hai, balustrada, foarte bine, întărim teu și echer. Nu uita că este ca un U. Ce nu înțelege nici Fernanda, că este ca un U. Și sus e la fel tot ca un U. Dacă are sus aici. Și parcă zicea ceva de un gol circular. Care vine și în dreptul cilindrului. Da? Așa, Roberta. Nu prea înțeleg la ce mă uit aici. Pune-i mereu pe jos ceva. Da, trebuie să-i pui pe jos aici ceva ca să fie bomb. Să iasă astea bine. Acum, scara asta nu e ca Batman, așa, că așa pare aici. Pare ceva imens. Problema ta e că ai pus punctul de fugă fix pe mijloc. Și automat iese nașpa, da? Nu uitați, la o treime. Acum, lasă-l așa. Și de aici rampa. Cum ziceam, la jumătate vine podestul la intermediar și după aceea și o paralelă la dreapta înclinată. Da? Hai, vine, se duce. Ok? Hai, și aici să fie balustrada, iar și U-ul ăla. Da? Și n-a înțeles nici Fernanda, n-a înțeles nici Ilinca, da? Ramila, tu ai înțeles U? Da. Dar baza n-ai înțeles, trebuie să fie mai mare. Dita mai pavilion, ok? Nu e rău, dar omul este atâta. Dacă omul este atâta, îți dai seama că să fie mai mare. Da? Drept urmare și balustrada asta este mai mare. Încearcă să simți, dacă sunt 3 metri gol, da? De jos până sus, deci până aici, cam o treime trebuie să fie balustrada, da? Ochiometric. Cum? Nu e logic, ba, este foarte logic. Da? De multe ori trebuie să schițăm lucrurile astea ochiometric. Da, trebuie să-i dăm așa un pic despre. Așa. Da? Cilindrul ăla, golul circular deasupra. Să mai pui aici o placă, nu? În cazul ăsta nu e o problemă. Așa. Bun. Aici voi nu ați... Trimiteți, vă rog frumos, Mara și Cosmin, trimiteți... Nu descărcați de pe WhatsApp poze, că de aia nu merg. Dar n-am putut să le încarc cum trebuie din prima. Hai, linia orizontului din nou, Mara, da? Încearcă să te folosești de geometrie ca să scoți un desen interesant, da? Pune niște scânduri și pune fladerul ăla de lemn, da? Vine în partea asta. Acum, dacă umbrițele sunt în stânga, trebuie să ai niște griulețe aici, în stânga. Da? Și aici un mic de ăsta. Deci e un pahar foarte neeficient, fiindcă e mai mult mâner decât pahar. Sunt pahare de șampanie, sunt, da? Lungi așa ca lumânările, da? Ok? Hai, și pune o cârpă. Da? Încearcă să prinzi aici cârpa aia, că se întoarce cumva. Da, și pune un fundal. Da? Sunt mai multe chestii care trebuie să meargă mână-mână. Pur și simplu. Da, linia orizontului e aici. Asta se vede deasupra. Elipsă. O frunzuliță. Ar trebui un pic mai plată asta, că e mai sus. Da? Și dacă să vezi elipsă, asta să fie... Andreea Zăloc l-a făcut cel mai ok. Da? Că a construit foarte mult. Obsesiv. Dar să nu aibă colțurile alea rotunjite, da? Asta e plat, asta e deschis, vine până aici, da?
Ok. Vine așa. Se întoarce așa. Fundal. Umbriță proprie aici. Umbriță proprie aici. Merele astea un pic mai griuleț pe partea asta, da? Cum Cosmin. Din orizontul unde este? Nu avem linia orizontului. Drept urmare probleme. Întărim aici. Griulețul aici. Griuloi aici. Fundal. Spamează liniile alea de construcție. Se vadă pe ax, se vadă lipsele. Asta e corect, e corect. Da. Toate lipsele astea se vadă. Și încearcă să scoți muchia asta mai față, mai întărită. Da? Pentru umbrele purtate. Acum aici. Da, dar iarăși e lipsele construite. Da? Dacă nu avem lipsele astea construite, nu merge. Asta se vede de sus, să fie mai plată un pic. Da? Poți să scoți un pic mai mult lemnul ăsta în față și dă-i flutter. Da? Din desenul de linie. Imaginile bune se compun. Da? O să facem și un pic de desenat după ce vedem în jurul nostru. Da? Dar în principiu, că vezi, e adorabil, dar nu ți asigură un desen bun. Să înțelegi principiile astea, trebuie să le, da, să nu faci aceeași greșeală de 10 ori la rând, să șlefuiești mereu, să ți intre pe autopilot, să zicem, da? Și după aceea, când vine momentul, să poți să combini din imaginația ta cu, da, tema respectivă. Acum, iarăși, gri, umbrițele, încearcă să le dai mâzgălit, paralel cu asta, cu, da, hașura să fie paralelă cu muchia, cum ar veni. Cam acestea sunt toate. Aștept ce întrebări sunt. Cum ziceam, tema să fie pe marți, da? Ca să aveți pauză de sărbători. Bun, spor.